Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Ce bine că ești în viața mea. Am știut că o să pot să am o viață fericită lângă el. Dacă erai fanfarist sau așa, știai sigur când Mireles intră, cu Mireasa intră în biserică, cine cântă? Fanfara. Și eu n-am vrut să cânte fanfara. Cum să-i răpești acest moment? Da. Eu nu țin mai Ardeleanu. Poate dacă, din cauza că eu am fost moldovan de fată, poate am fost un pic mai iute. Ne împlinește și ne aduce foarte multă bucurie, băiețelul. Da, e sufletul familiei. Te caut mereu. Ce bine că ești în viața mea. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Ramona Dărvășan, gazda emisiunii Ce bine că ești! Sunt bucuroasă că în această seară să am alături de mine o familie care ne va povesti cum s-a format. Haideți să-i cunoaștem pe Adela și Ionuț Crăciun. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mă bucur că v-am alături și că astăzi o să aflăm o latură nevăzută până acum, poate prea mult, a voastră, aceea a relației de familie, a relației de cuplu dintre voi doi. Aș vrea să vă întreb pentru început, câți ani de căsnicie aveți? Avem 10 ani, am făcut anul acesta. Wow, felicitări, e ceva. Luna iulie, în 18 iulie am făcut 10 ani. A trecut timpul, nici nu știm când, dar au trecut 10 ani. Cei mai frumoși ani. Adela, pentru tine ce înseamnă acești 10 ani? Pentru mine înseamnă maturizare și fericire. Viața mea lângă Ionuț și a noastră ca și familie a fost cu adevărat o binecuvântare și pentru asta nu putem decât să fim mulțumitori Domnului. Așa este. Sunteți schimbați față de cum erați acum 10 ani? Sunteți diferiți? Noi am avut șansa să ne căsătorim destul de tineri. Ionuț abia împlinit 22 de ani și eu 21, urma să împlinesc 22. Și cred că am crescut împreună, cumva ne-am format împreună și pentru noi asta a contat foarte mult. Am crescut cu adevărat. Unul lângă celălalt, în credință și în dragoste unul față de celălalt. Da. Tu ești diferit în vreun fel? Sunt diferit din mai multe puncte de vedere. Așa cum m-a spus și Adela, aveam 22 de ani. Bineînțeles că de atunci până acum am avut mai multe experiențe care m-au maturizat într-un fel. În unele lucruri pot să spun că încă mai trebuie să mă maturizez. Recunosc. De asemenea, m-am mai schimbat și estetic. Pentru că n-am să văd 10 ani, bineînțeles, lucrul acesta. Eram un copil, acum mă simt o persoană, un om în toată firea. Dar asta este viața, ne schimbăm și dacă ne schimbăm în bine, lucrul acesta este bun. Da. Și transformarea iubirii în tot acest timp, cum o percepeți voi? Adică vă este dor de primele luni, primii ani sau vă place ceea ce a devenit dragostea astăzi? Cred că încep eu, da? Aș spune mai degrabă că fiecare perioadă, fiecare an au avut frumusețea lor. Deci fiecare perioadă cu frumusețea ei. Normal, când ne-am cunoscut și apoi primii ani de căsnicie, au fost frumoși într-un fel. Fiecare an, fiecare perioadă a fost cu dorințele, cu așteptările, cu țelurile pe care ne le puneam să le atingem în viață ca și cuplu, ca și familie. Apoi după ce am început să avem realizările multora din aceste țeluri pe care ne le-am pus,
am început să avem și satisfacție că Dumnezeu ne-a ajutat și împreună am putut să realizăm ceea ce am realizat și împreună am putut să ajungem aici la o dragoste mult mai matură decât era cea de acum 10 ani și care cred că dacă Dumnezeu ne va da viață, se va maturiza în continuare. Da. Asta consider și eu, faptul că la început, acum când privim, am început doi tinerei care eram în școală și acum când privim în spate, da, uneori a fost greu, eram tineri în școală și așa, dar totuși atunci nu simțeam greul. Atunci eram noi, eram fericiți că eram noi doi, nu conta unde am stat sau cum ne descurcam sau așa, dar dacă eram noi doi, era foarte să bine. Să fiți împreună, asta era ce da. Conta. Acum când privim în spate, vedem puțin diferențele, dar atunci le luam pe toate ca și ceva perfect. Da, da, da. Da. Asta e avantajul tinereții, vârste de 20 de ani, că ești cumva un pic inconștient, dar în sensul bun al cuvântului. Exact, da, așa e. Da, așa este. Da. Cum v-ați cunoscut? Cum a început relația voastră? Noi ne-am cunoscut de și mai tineri. Eu eram în clasa 9, eu nu sunt în clasa 10, da, în 2005. Atunci, fanfara de la noi, de la biserică, a plecat să cânte la ei la biserică și un unchi de-a meu era acolo, în fanfară, și am fost nevoită să mă duc eu cu sora mea să iau ceva de la unchiul nostru. Și atunci am mers și noi la programul de biserică, de la Biserica Vestea Bună, din cartierul Someșeni din Cluj. Și la finalul programului m-a venit Ionuț, ne-am cunoscut, am făcut cunoștință, dar bine, nu s-a materializat doar, nimic. Da, doar am făcut cunoștință și bine, eram cu mai mulți tineri. Da, da. Atunci a fost prima dată când ne-am întâlnit, când ne-am cunoscut. Da. Prima conexie sau cum se. Exact. Noi eram fiecare foarte implicat în biserica lui și așa mai povesteam ocazional. Atunci erau alte vremuri cu mesaje, să-ți încapă un... Cu bipuri, da, da. Și cu... Da, exact. Da, și să-ți încapă mesajul, să nu scrii prea multe cuvinte, să treci la al doilea mesaj și tot felul. Dar fiecare fiind implicat foarte mult în biserică, ne-am continuat fiecare tinerețea lui, să zic așa. Da. Da. Până în 2008. Până în 2008, când am început să vorbim oficial și la finalul anului am fost prieteni, deci, deja eram prieteni. În anul 2009 am început să vorbim despre nuntă. Exact. Și în 2010 ne-am căsătorit. S-a și întâmplat. Da. Dar Ionuț, ce te-a făcut să pui ochii pe fata asta? Păi acum cred că nu e greu de observat. Da, este o fată frumoasă. Da, este... Mi-a plăcut foarte mult de ea când am văzut-o. Și bineînțeles după ce am început să o cunosc, tot timpul mi-a plăcut să discut cu ea, să vorbesc cu ea, îmi plăceau discuțiile pe care le purtam cu ea, puteam să și mă distrez, adică să ne râdem, să ne simțim bine, dar în același timp am putut să vorbim și lucruri serioase, lucruri care m-au ajutat de multe ori când eram poate într-o situație puțin mai delicată sau aveam nevoie de un sprijin. Adela tot timpul când vorbeam cu ea era gata să mă încurajeze, să fie alături de mine și la, după ce ne-am căsătorit și la bine și la rău. Da. Cum a fost prima voastră întâlnire sau nu știu ce, cum ai abordat-o astfel încât să-i arăți că îți dorești o relație cu ea? Păi, prima întâlnire, practic a fost în seara când ne-am întâlnit, atunci mi-a plăcut de ea. Știu că am condus-o
i-am condus, bine, am mers cu tineri până am mers în stație, am avut de mers un pic de la biserică până în prima stație, uh-huh, apoi în autobuz și mi-a plăcut foarte mult de ea. Eram foarte nerăbdător să o cunosc mai bine. Bine, timpul a trecut, fiecare a fost întreaba lui și în 2008, când țin minte că am venit, eu am fost în Suedia, atunci am lucrat câteva luni și când m-am întors de acolo am început să ne întâlnim, să discutăm, să ne cunoaștem mai bine și țin minte că atunci cred că a fost chiar prima dată când am avut așa un timp mai mult împreună petrecut. În 2008 am fost împreună cu Speranța, deja cântam atunci în echipa Speranța, în grupul Speranța. Am fost în Timișoara la Festivalul Speranței. Adela cu sora ei și cu o mătușă de-a lor erau deja acolo. Eu am mers cu unul din frații mei și la întoarcere și ea și... Da, la întoarcere am venit toți cinci înapoi. Cu mașina. Și era deja oricum spre finalul zilei și noi trei stăteam cu minți în spate și Ionuț era în față cu fratele lui, da. Și deja lumea era obosită, dar noi am mai discutat, da, așa. Da, celălalt a dormit și noi am stat la Plăvești. Știu că a fost foarte fain. Da, a rămas cumva memorabilă, da, discuția aceea din mașină. Timișoara-Cluj, drumul ăla a fost o chestie foarte faină. Da. Da. Adela, tu ce impresie ai avut despre Ionuț când l-ai cunoscut? Ți-a plăcut și ție de el sau nu așa de mult cum îi plăcea lui de tine? A fost așa ceva deosebit, într-adevăr. Ionuț așa cum are ochii mai mari. Mi-era așa un pic să-i susțin privirea. Mi se părea că se uită așa foarte... Insistent. Da, sau nu neapărat insistent, cât pătrunzător, aha, cumva. Aha. Și te intimida. Mă intimida exact așa puțin. Dar nu că nu îmi displăcea, oricum. Da, da. Și mi-a plăcut foarte mult la el faptul că de la început am văzut, chiar dacă eram tineri atunci, când am interacționat noi prima dată, cum eram eu în clasa a 9-a și el la 10-a, totuși punea accentul și pe Dumnezeu. Mi s-a părut un lucru de luat în seamă și... Atunci, acum am hotărât oarecum să lăsăm timpul să treacă și să vedem exact unde o să vrem să ajungem. Și mi-a plăcut mult faptul că l-am simțit matur. Uh-huh. Așa, am căpătat o încredere, uh-huh, în el chiar de la început. Chiar dacă eram chiar copilași, da, aș putea spune atunci. Și chiar când am început să vorbim, tot așa, mi-a plăcut mult faptul că ne rugam împreună. Aveam orele noastre în care știam că lăsăm puțin lucrurile deoparte și ne rugam. Da, eu eram la școală sau el era la lucru, da, atunci sau așa, dar totuși lăsam de 3 ori, cred că aveam, pe zi toate lucrurile și ne rugam. Și chiar ne rugam pentru noi. Foarte frumos obicei de a vă ruga împreună. Da, practic. Și faptul că a venit de la el, inițiativa, mi s-a părut un lucru demn de luat în seamă. Da. Ce bine că ești în viața. Am știut că o să pot să am o viață fericită lângă el. Dacă erai fanfarist sau așa, știai sigur când mirele-și intră, cu mireasa intră în biserică, cine cântă? Fanfara. Și eu n-am vrut Adela să cânte fanfara. Cânte fanfara. Cum să-i răpești acest moment? Ce bine că ești în viața. Care au fost lucrurile determinante în relația voastră, astfel încât să decideți că e mai mult decât o fată frumoasă și cu caracter și plăcută, e mai mult decât un băiat matur care știe ce vrea, este chiar viitorul meu soț, este viitoarea mea soție, adică are acel material. Ce ați apreciat unul în celălalt și v-a făcut să fiți hotărâți?
Eu cred că întrebarea asta este destul de delicată, pentru că la fiecare cuplu mă gândesc că fiecare cuplu trăiește într-un fel momentul acesta. Și cel mai mult eu aș zice că simți. Efectiv, pacea din inimă ce o simți și vezi că totuși omul din fața ta este doar un om. Și dacă ai început să-l cunoști, vezi că are și defecte. Totuși ești gata să treci peste, dar să privești dincolo. Eu am văzut întotdeauna că mă pot baza pe Ionuț. L-am văzut preot în casa noastră și am știut că o să pot să am o viață fericită lângă el. Chiar am simțit, am știut. Da. Am știut femeile pentru mine. Sunt cu simțămintele, cu sentimentele. Tu cum ai aflat acest lucru? Acum și băieții, bărbații, cred că simt. Deja tu ai aminte lucrul ăsta. Mi-a plăcut foarte mult de ea când am văzut-o. După aceea mi-a plăcut foarte mult timpul pe care îl petreceam împreună și am ajuns la punctul în care îmi doream tot mai mult să fim împreună. Adică atunci când ne despărțeam, mă gândeam tot la ea. Și bineînțeles că mai ales noi ca și creștini, ca și copii al lui Dumnezeu, alegem să ne și punem încrederea în Dumnezeu și să cerem în inimile noastre să avem o siguranță, un lucru care să ne asigure că persoana e de la Dumnezeu. Atunci când am și primit lucrul ăsta în inima mea, am știut sigur că Adela e persoana care aș dori să-mi fie alături, să-mi fie soție, să fie mama copiilor noștri și să-mi fie partener la bine și la rău. Am fost 100% convins că am găsit persoana potrivită, că de fapt n-am găsit-o, că Dumnezeu a pregătit pentru mine persoana potrivită. Părinții voștri, ce părere au avut de alegerea făcută de când ați cunoscut fiecare? Da. Păi acum pentru părinții noștri nu a fost deloc o problemă, din contră, părinții noștri se cunoșteau. Aha. Ei chiar sperau să devină rude, nu? Nu neapărat. Nu, deci tatăl meu a crescut pe o stradă cu tatăl Adelei. Tatăl Adelei era în biserica de unde suntem noi. Apoi unul din frații mei a fost coleg de clasă la liceu de muzică cu sora lui Adela. Deci părinții noștri se știau, știam despre familia celuilalt și a fost chiar foarte încântați. Totdeauna mama a iubit-o pe Adela și acum o iubește și mai mult. Și invers. Și invers, da. Da. Într-adevăr, eu știu când am discutat cu părinții mei care au fost de acord, dar faptul că și eu m-am căsătorit prima dintre frații mei, mai am o soră și un frate care, oricum, acum are 19 ani, m-au întrebat dacă sunt sigură că asta vreau, pentru că este o hotărâre ce o iei pe toată viața. Da. Și dacă sunt conștientă de faptul că suntem tineri, dar nu, ei ne-au ajutat foarte mult, un pic mai mult decât au putut, întotdeauna, deci maxim și încă un pic. Dar totuși erau realiști, că eram o familie nouă și noi trebuia să ne întreținem și totul o luam de la început. Și m-au întrebat dacă sunt conștientă de începutul ăsta, că nu o să fie poate cel mai ușor și așa, dar da, eu eram foarte convinsă. Deci nici nu, o urmă de îndoială nu aveam. Da. Și am pornit și mulțumim Domnului că care a fost lângă noi și ne-a călăuzit pașii și am ajuns, uite, după 10 ani să fim așa de încântați unul de altul, tot mai încântați. Așa este. Și câți ani sunt de la momentul când v-ați cunoscut? Păi sunt din 2005, practic, până acum în 2020. 15 ani. Wow! Dacă ar fi, bine, așa. De atunci ne cunoaștem, Nu stai, practic, sunt relație. Practic sunt 12 ani de practic, când... Practic din 2008. Da. Vorbim și 10 ani de când suntem căsătoriți. Foarte interesant că ați putut să păstrați practic vreo 3 ani așa gândul că s-ar putea să fie ceva cu voi, deși erați copii. Da.
Interesant cum se aranjează lucrurile. Da, Dumnezeu totdeauna călăuzește lucrurile și noi nu putem decât să stăm să privim și să-i mulțumim că pentru noi și familia noastră Dumnezeu le-a aranjat într-un mod foarte, foarte frumos. Cum a fost cererea în căsătorie? Ai pregătit ceva special, Ionuț? Cererea în căsătorie a fost în iarna anului 2008, după ce m-am întors din Suedia. Da. Era și foarte frig afară. N-am dus-o în nu știu ce oraș al Europei. Nu, dar a fost ceva special pentru noi. În Cluj, într-o biserică care a rămas foarte la inima noastră. Clar, era biserică... Nu știu exact, o reformată. Reformată. Era catolică, foarte aproape de Facultatea de Muzică, unde acolo în zona centrului, o biserică foarte frumoasă și știu că am intrat acolo. Eram noi doi și încă o doamnă care cred că venise să se roage, că era înainte de sărbători. Și atunci am cerut-o de soție. Nu prea am auzit de cerere în căsătorie într-o biserică din aceasta impunătoare. Foarte fain. A fost un moment foarte intim și foarte special, mai ales că eram noi. A fost chiar fain. Mi-aduc foarte cu drag aminte de seara. Tu ce îți amintești, Adela, din momentele alea? Eu mi-aduc aminte că m-am bucurat foarte mult că bătea foarte tare vântul, era chiar foarte fric și numai bine că intram undeva să fim un pic mai feriți. Și apoi bucuria de la final, abia așteptam să ajung acasă, să le zic la ei mei. Da. Da. Este un moment emoționant în viața fiecărui om. Și pregătirile de nuntă, cum vi s-au părut? A fost complicat, ușor, ați avut mulți invitați, de pregătit multe? Da, pregătirile de nuntă au fost intense, mai ales că noi eram în școală amândoi. Țin minte că în anul acela am avut niște restanțe pentru toamnă. Efectiv, nu am reușit chiar. Da. Știu că urma să am un examen foarte greu. Eu am studiat farmacia și urma să am un examen greu la chimie organică. Deci toată lumea era foarte speriat de examenul acela, dar eu... Noi nu. Noi plecam și ne căutam luna de miere. Mai puțin aveam ocupație. Da. Și știu că era așa un stres la mine, dar totuși cu gândul că urmează nunta și așa, totul, am trecut mult mai ușor peste. Da. Dar da, am avut destul de mulți invitați, cred că în jur de 300 de persoane. O, e ceva. Și a fost frumos. A fost o zi minunată. A fost un pic cam cald, asta țin minte, dar a fost bine. Fain. Lui Adela îi place foarte mult să orice lucru ar face, să-l facă din timp, să știe sigur că atunci când e momentul, totul e pregătit, e ca și la carte. Și lucrul ăsta a fost foarte bine, pentru că majoritatea lucrurilor le-am făcut din timp. Rochia de mireasă, cred că și costumul l-am luat. Da, dar totuși săptămânile înainte de nuntă au fost mai aglomerate pentru că eu nu era în turneu cu Speranța. Da. Și asta un pic ne dezechilibra oarecum. Știu că și eu am participat de câteva ori în acel turneu și știu că pe drum mai sunam invitații să vedem exact care cum vine și pe drum rezolvam lucrurile astea. Și înainte, joi, înainte de nuntă, noi nunta am făcut-o duminică. Joi, cred că a fost ultima zi de filmări pentru DVD. Am avut și ceva filmări atunci. Da. Ați implicat în mai multe proiecte. Da. Eram, săptămânile alea două înainte de nuntă au fost chiar foarte, foarte intens trăite și pregătirile noastre. Da. Eu nu era chiar full-time, așa, cu Speranța, el chiar a fost peste tot. Eu știu că numai un pic în turneu și la filmări, tot așa, cred că câteva ore, că filmările au fost la Cluj și atunci mai puteam să merg și eu până acolo. Dar a fost bine, până la urmă le-am făcut pe toate și le-am făcut bine. Eu nu știu ce ai simțit când ai văzut-o pe Adela îmbrăcată în rochie de mireasă, aranjată, ce ai trăit? Păi acum cred că am simțit ceea ce orice băiat care se căsătorește cu o persoană pe care o iubește cu toată inima simte. Cred că nu-mi venea să cred că-s chiar eu în
hainele alea de mire și Adela îmbracă rochia de mireasă. Am avut emoții destul de mari. Ai plâns sau nu? Nu chiar până acolo. Nu am plâns, dar am fost foarte încântat și am avut o zi de nuntă chiar foarte, foarte frumoasă și, și programul la biserică și apoi la masă, familia, prietenii care au fost alături de noi, a fost totul foarte, foarte fain. Eu știu că am avut emoții până când l-am văzut pe Ionuț și a ajuns la mine, după aia am zis ok, dacă acum suntem doi și suntem împreună. Știu că mă așteptam atunci când intru în biserică să fiu mai emoționată, mai ales că poate să fie uneori mai emotivă, dar știu că dacă știam că sunt lângă Ionuț, eram... Mai avea nicio teamă. Da, bine, nu pot să zic că a fost chiar ca și când am intrat normal în biserică, într-o duminică oarecare. Da. Dar știu că eram foarte, chiar foarte ok. Da, nunta este un moment extrem de important în viața fiecărui om. Așa și este, rămâne ceva special, o amintire deosebită, un start oficial al unei căsnicii. Da, da. Deși v-ați căsătorit la o vârstă fragedă, când suntem mult mai predispuși în a ne adapta unul față celălalt și clar atunci modificările se pot face foarte ușor. Au fost lucruri de care v-a fost greu așa să vă potriviți, să vă adaptați după ce ați început să locuiți împreună și să fiți o familie. Vă amintiți de ceva momente? Eu nu mi-amintesc. Nu știu, poate Adela își amintește. Nu țin minte să fi fost vreun lucru. Nu cred că am avut ceva așa, în mod special, să trebuiască să... Cred că am avut și binecuvântarea asta oarecum. Am fost și din aceeași zonă a țării. Mm-hmm. Eram... N-aveați diferențe pentru foarte că vezi, mari. Se întâmplă dacă... Exact. Cineva e dintr-o zonă a țării și celălalt poate din cealaltă zonă. Într-o parte sunt unele obiceiuri, în altă parte... Și familiile erau destul de asemănătoare. Am crescut cam în aceleași condiții, în același context. Într-adevăr, biserici diferite, dar când am pornit, cam amândoi eram pe aceeași lungime de undă. Eu ce țin minte, dar asta a fost chiar înainte, adică mai specific pentru ziua anunții. Eu am fost fanfarist, am cântat în fanfară, eram foarte... Devotat. Deci cam cum sunt o echipă de fotbal, cam așa e fanfara, băieții din fanfară. Eram foarte implicat acolo, pentru mine era fanfara totul. Am și uitat de momentul ăsta. Și la noi în biserică, mai ales dacă erai fanfarist sau așa, știai sigur când mirele și intră, cu mireasa intră în biserică, cine cântă? Fanfara. Și eu n-am vrut Adela să cânte fanfara. Cum să-i răpești acest moment? Da, cred dar că acum nici nu-l consideram. Nici nu-l consideram neapărat. La noi specific nu prea... Da, așa, nu eram obișnuită. Da, se mai întâmpla, da, se mai intrau mirii. Dar eu eram obișnuită pe un instrumental, voiam să fie totul mai... Da. Până la urmă, oricum, nu am trecut peste... Mi-am dat seama că e chiar un motiv pentru care nu merită să ne stricăm ziua anunții sau așa. Și oricum, nunta am făcut-o în biserica de unde vine Adela. Am ținut să facem nunta într-o zi de duminică și biserica noastră este o biserică, clădirea este mult mai mică. Și efectiv am avut multe neamuri, familie mai mare care... lărgită, prieteni care au venit. Mm-hmm. Efectiv n-am fi încăput în biserica de unde sunt eu și atunci am optat să facem nunta în biserică la Adela și acolo oricum nu era nici măcar obiceiul ăsta neapărat să se intre când cântă fanfara, așa că am trecut peste. Dar ăsta a fost o chestie ce o țin minte din ce am discutat-o înainte. Dar în rest nu țin minte. Acum, nu știu, poate eu mâncam pâinea cu unt și cu dulceață, ea poate mânca pâinea cu fineti. Să știu. Dar în rest nu sunt mari deosebiri nici la capitolul culinar. Nu, deci noi chiar nu suntem pretențioși. Mm-hmm. Bine, am și umblat foarte mult și n-am fi avut cum să supraviețuim, poate. Da. Dar nici eu nu-ți, chiar
Și el mănâncă orice și nu-s deloc stresată de asta. Dacă mergem într-o parte sau în alta, să zic că noi nu mâncăm ceva. Da. Nu, da. La mâncare suntem chiar ar pe aceeași și culmea. Ții minte că am fost de câteva ori în Africa, într-o misiune așa externă și acolo nu aveai prea multe ce să alegi, ce să mănânci. Ne bucuram când mai găseam câte cine ne gătea să ne gătească câte un pui. Bine, pui, când te gândești la pui, te gândești la pui, dar cred că era un fel de mini porumbel puiul ăla, foarte mic, foarte uscat, nu prea aveai ce să mănânci de pe el, dar în felul ăsta, fi nepretențios la mâncare, am putut să mă duc de mai multe ori în Africa și să nu răp foame. Da. Ce bine că ești în viața mea. Eu fac ce-mi place în viață. Călătoresc și fac asta cu soția. Da, pentru... îmi iubesc mama, îmi iubesc soția și îmi iubesc țara. Ce bine că voi aveți și o lucrare muzicală foarte intensă. Mergeți peste tot în lume unde ați fost chemați să cântați. Da. Cum afectează acest lucru relația voastră de familie? Fiind mereu pe drumuri, hai să zicem că anul ăsta a stricat puțin treburile, dar din ce mi-ați spus, în mare parte ați călătorit adesea. Cum puteți să împăcați și viața de familie și relația și cu lucrarea? Acum, după ce au trecut câțiva ani, chiar am stat și am analizat perioada de început și chiar am ajuns la o concluzie. Faptul că noi de la început am fost foarte mult între oameni, poate ar zice unii că ar fi un dezavantaj. Dar noi cred că am reușit să-l folosim ca un avantaj. De ce? Pentru că, ca în orice familie, apar unele neînțelegeri sau nemulțumiri sau supărări, poate. Dar fiind între oameni, de multe ori trebuia să ne temperăm. Și pe când eram doar noi doi, eram mult mai liniștiți și chiar puteam discuta lucrurile cu calm. Și, la rece. Exact, la rece. Și cred că asta până la urmă ne-a ajutat foarte mult. Da, așa este. Și pe lângă asta, eu tot timpul am spus lucrul ăsta, eu fac ce-mi place în viață, călătoresc și fac asta cu soția. Da, și când? Da. Deci e foarte, foarte, am, așa cum o zici și Adela, am luat lucrul ăsta ca și o binecuvântare și chiar a fost o binecuvântare pentru noi, că am putut în anii ăștia să slujim pe oameni și pe Dumnezeu și să o facem împreună. Da. Am putut să avem să ne dezvoltăm o relație de familie foarte apropiată pentru că eram efectiv tot timpul împreună. Da. Și mie mi-e mai greu, spre exemplu, dacă plecat fără Adela și să trebuiască să vin și să-i povestesc. Îmi place că așa tot timpul e cu mine și știe tot. Da, adică da. Le-am ce să mai... Da, au fost momente când eu eram în școală și Ionuț pleca mai repede, spre exemplu, în turneu în America sau au mai fost turnee în care, dacă erau și mai scurte, eu rămâneam la școală pentru că așa era situația. Dar eu, spre exemplu, stăteam acasă și învățam, da? Și apoi discutam la telefon spre finalul zilei. Eu nu-s plecat în Europa, în America sau te mir pe unde și eu mă apucam să-i povestesc cu detaliu, nu știu, cred că aveam de povestit foarte multe, dar eu nu mă învățam, dar totuși îmi găseam în ziua aia mea monotonă, să zic așa, multe lucruri. Pe când, ok, și tu ce ai făcut? Păi... Am fost acolo și am făcut aia. Păi, Ionuț, păi tu ești plecat așa, faci așa de multe lucruri. Și de aia zicea Ionuț că eu îs așa cu povestitul. Eu aș despica firul și să stau să-i povestesc ce am făcut din nimic. Ba, el, da, da, exact. Da, îmi place că suntem tot timpul împreună și poate ea să despice firul povestindu-le la alții. Da, da. Și nu trebuie să fac el. Nu trebuie să faci tu asta, te-a scutit. Da. Dragii mei, ca în orice familie, apar și momente, la un dat, cred, tensionate sau în care aveți opinii diferite sau în care, fiind obosiți, fiind stresați,
vă puteți certa. Cum faceți voi în aceste momente să vă gândiți la relația care nu trebuie distrusă și care trebuie să funcționeze? Cum vă descurcați? Păi, acum, bineînțeles, nu să încercăm să pozăm în familia ideală, pentru că suntem oameni, exact. Și toată lumea este doar... suntem oameni în fond. Normal că mai apar și momente când poate nu-ți convine ceva sau, așa cum ai spus tu, pe fondul oboselii ești mult mai irascibil, uh-huh. sau mult mai gata să te cerți. Dar pentru noi, așa cum mă întorc puțin la ce am mai spus, faptul că am fost foarte mult timp între oameni, lucrul acesta oarecum ne-a pus așa ca o frână și ne-a învățat să ne facem un obicei. Și de multe ori, acum când suntem chiar și noi doi, nu, efectiv nu avem momente foarte intense sau supărări, uh-huh. foarte mari, sau cel puțin nu le lăsăm, pentru că până la urmă oricine poate dintr-un țânțar să facă un armăsar. Uh-huh. Asta e și vorba, nu? Că tu faci din țânțar armăsar. Și dintr-o chestie mică se poate face o chestie foarte mare. Dar eu zic că de cele mai multe ori reușim amândoi, atât eu cât și Adela, să potolim lucrurile înainte ca să capete o amploare și cred că e cel mai înțelept să faci așa, dar lucrurile care te deranjează trebuie discutate, mm-hmm. dar totdeauna e și cel mai bine cu calm, pentru că se potrivește și aici foarte bine zicala cu vorba dulce, mult aduce. Mm-hmm. Deci dacă avem grijă și vorbim frumos unul cu celălalt, fără să ajungem la atacuri de... la persoana celuilalt și să rămânem strict pe problemă, eu zic că lucrurile, cel puțin în familia noastră, se rezolvă destul de cu pace. Da, și cea mai hotărât la început și lucrul acesta a fost tot din inițiativa lui Ionuț, a fost faptul să nu ne culcăm supărați. Uh-huh. Și asta cred că iar a contat foarte mult, efectiv, și nu pot să zic, acum nu ne ascundem după deget. Au fost momente când am fi avut ocazia să ne culcăm supărați, dar totuși am hotărât că nu. Și efectiv, simțeam că nu dormi. Și asta cred că e foarte important. Și chiar și în familiile noastre lărgite, vreau să zic părinți, frați, am hotărât că nici unul să nu-l denigreze pe celălalt. Acum, da. Familia te cunoaște foarte bine, știe cine ești, așa. Dar eu întotdeauna am încercat să-l ridic pe Ionuț și în fața părinților lui, fraților, să mă port frumos cu el. Și exact la fel face și el cu mine și cred că asta contează mult. Pentru că atunci și cei de lângă tine îți dau curaj, așa, vezi că te apreciază, uh-huh. și asta face mult. Da, și ca o paranteză aici, eu cred că foarte multe, mai ales într-un cuplu, foarte multe din problemele care sunt în cuplu vin și pe fondul ăsta, apoi familia ta totdeauna așa face, da, apoi părinții tăi, socra sau... neamul tău. Exact, ei așa, apoi și tu cu ei semeni și așa, da. Mai departe. Reproșul de neam. Exact. Dacă de la început îți faci un obicei ca să nu dezvolți chestia asta și să asociezi orice lucru cu familia sau să zici că tot ce e rău vine de la ai tăi și de la tine în relație sau în familie, cred că se poate trece foarte ușor, da. Încercând să nu faci lucrul ăsta. Foarte important aspect. Am avut și niște părinți înțelepți și asta a făcut mult. Chiar și în pregătirile de nuntă, cum am mai povestit, am avut noi ocazia să ne organizăm. Într-adevăr, le-am cerut ajutorul și acum, uite, părinții mei, da, întotdeauna o să fie în sufletul meu, dar și socrii. Eu am apreciat foarte mult faptul că ne-au lăsat pe noi să luăm unele decizii. Mie nu mi-e groază acum să-i zic la Ionuț într-o problemă care ține poate mai mult de familia lui sau neamul lui. Uite, dă un telefon la mama sau la tata și vezi ce zice. Mm-hmm. Nu odată s-a întâmplat.
și mi se pare că acceptăm cu drag și sfaturile lor, dar totuși am fost lăsați să luăm deciziile. Dar nici nu s-au băgat în viața exact. Voastră. Da, și încă o paranteză, nici noi n-am fost genul, spre exemplu, eu să fiu prea mămos, să-i cer la mama părerea pentru orice și la fel nici Adela nu a fost cu părinții. Chiar dacă își iubești, eu nu-s părinții foarte o, mult, da. Deci... O, da. Da, foarte da. Mult. E normal și totdeauna am avut grijă să nu... Pentru că e normal, spre exemplu, eu la vârsta de 22 de ani, normal că pentru mine mama a fost femeia care era cea mai, până atunci, cea care avea cuvântul cel mai important de spus. E normal, mi se pare lucrul ăsta. Dar după ce ne-am căsătorit, da, ceea ce părinții și mama a avut de spus, dacă se aplica bine în viața noastră, îl luam, dacă nu, ascultam și mergeam mai departe. Și am întâlnit, am auzit multe cazuri când multe supărări vin pe tema asta. Da. Când părinții sunt prea implicați și ori soț, ori soția țin cont poate mai mult de părerile părinților decât de părerea soților. Dar eu cred totuși că atunci când îți alegi partenerul, acum sunt cazuri și cazuri, e important foarte mult să vezi faptul că își respectă părinții. Eu asta chiar am văzut la Ionuț și mi-a plăcut foarte mult. Da. Să știi că își iubește mama, apoi știi că te iubește pe tine. Așa e, da. Și că are respect față de mama lui și atunci știi că are respect și față de tine. Asta da, pentru... îmi iubesc mama, îmi iubesc soția și îmi iubesc țara. Țara, da. Pentru mine sunt cele mai sensibile chestii. Oh, patriot, îmi place. Da, ții minte că eram așa în turnee lungi, călătoream ore în șir și no, pe mașină ce mai pui și mai asculți muzică. Cel mai sensibilizat eram de cântecele de mamă și cântecele sau poeziile despre țară și despre patrie. Că cu mine vorbea și ne sunam chiar în fiecare zi, chiar dacă era plecat mai... Da, da, știu că prietenii și colegii așa mai râd. Mai tachinează pe în, în direcția asta pe mine, despre mine. Bine, nu cu răutate, ci așa mai mult că e funny. Da, într-adevăr, cântecele despre mamă, cântecele despre țară și... Frumos. Așa, un pic speciale la inima mea. Da, e bine să fim mândri de țara noastră și de etnia noastră, că așa avem avantaje și a fi români. Da, așa este. Românii sunt frumoși și harnici. Așa este. Acum vă invit să ne jucăm ceva, să vedem cât de bine vă cunoașteți în acești 10 ani de căsnicie și 12 de cunoaștere până la urmă. Așadar, am să vă dau niște foi pe care să scrieți răspunsurile voastre. Sunteți pregătiți? Ok, încercăm. Da, da. Putem copia? De la celălalt sau nu? Absolut deloc. Ok. Ce bine că ești în viața mea. Deci, culori am scris culori neutre și alb. Alb acum, alb. E alb. Da. Ok, eu le-am scris invers. Alb și neutre. Wow! Tare. Okay, hai că sunteți pe aceeași nivel de unde la da. Culori. Care dintre voi este mai calm? Ionuț, ați scris bine amândoi. Bun! Ce bine că ești în viața mea. Din ce cunoașteți și ce ați povestit? La ce vârstă a început Ionuț să cânte? Nici eu nu știe. Ce vârstă aveai când ai început să cânti așa? Dacă ai scris Adela, poți să arăți către cameră. De foarte mic, înainte să înceapă școala. Ia să ce ai scris tu. Eu am scris 90 ani. Asta înseamnă că începuse. Am început, deci în biserică am început să cânt așa, după ce eram un pic mai măricel.
Dar a început să gândi și acasă. Ai bine, da. Muzica îmi plăcea de mic, cântam. Da, știam toate cântările aproape de la Speranța pe de rost. Uh-huh. Deci de mic cântam, dar în biserică de la 90 ani, da, cam așa. Da. Hai să zicem pe acolo, aproximativ. Hai să vedem dacă acum eu nu va ști despre Adela ceva. Și anume, care este examenul care a fost cel mai oribil din toată facultatea Adelei? Examenul de care ți s-a plâns cel mai mult? Sau l-a trecut cu greu? Sau a învățat foarte mult pentru el? A stat nopți și zile, băut cafele să poată să învețe. Deci știu un examen, dar nu mai știu exact materia, știu... Zici ceva, descriptiv, dacă deci nu... știu că ne-am stai trezit... Stai să-mi dai indicii. Da? Da. Aha, okay. Știe, dar nu știe examenul. Ok, dar numai ca să zic, da, dacă îmi permiți. Deci știu că Adela s-a trezit mai... Deci s-a trezit, a învățat și cred că o mai a țipit și s-a trezit târziu. Și s-a trezit și mi-a zis cât e ceasul și că trebuia să ajungă la examen. Deci eu țin minte că așa cum eram, era într-o zi de iarnă, era iarnă afară. Da, da. Țin minte că am sărit în papuci, am adus mașina că era pe stradă mai departe, da, undeva și am plecat în viteză cât am putut de mare înspre deci, facultate. Deci la noi Clujul nu se compară cu traficul din București, dar totuși traficul este foarte mare. Nu știu cum am reușit să ajung la examen. Wow, nu tare. Știu cum, dar am reușit. Bine, că... Eu nu-ți slalom printre mașini. Fost. Dar ai ajuns... La fix. Ai ajuns la fix, am da. Ajuns la fix. Știu că atunci te-a salutat o... M-a salutat o colegă și eu nici n-am auzit-o. La final am zis că eu am venit și te-am salutat, dar n-ai zis nimic. Scuze, nu te-am văzut. Dar știu că am pornit foarte la limită. Da, da. Nu am crezut că o să ajungem, dar am ajuns până la urmă. Nu mai știu cum se numea. Ce... Biochimie. Aha, okay. Biochimie. Deci nu, n-aș fi știut. Văd că vă asortați și purtați așa oarecum aceleași culori. Bănuiesc că Adela este in charge cu asta. Tocmai de aceea vreau să văd dacă eu nu ți-ești atent la detalii, ce culori preferă Adela să îmbrace? Așa, un top 3, dacă sunt mai multe. Dacă nu, una. Cu ce zice? Uite, ia-ți culoarea nu știu care, că port și eu. Așa de asortat, nu ne asortăm. Poate azi am avut un pic grijă. Da, dar, și cu mine. Da, dar de obicei fiecare este pe cont propriu. Aha, ok, ok. Da. Deci culori am scris neutre. Culori neutre și alb. Acum alb e alb. Da. Ok, eu le-am scris invers. Alb și neutre. Wow, okay, hai că sunteți pe aceeași nivel de unde la da. Culori. Bun. Care este mâncarea preferată a Adelei? Ce iubește foarte mult să mănânce și... Știi și tu acest lucru. Fie încerci să o duci la restaurant, ori lasă mai mănânce din nou acea mâncare, fie îi prepar tu sau... Ia să vedem ce ați scris. Arată. Arătați odată. Vinete, paste. Hai că ai nimerit două. Bun. Asta cu tăiței, dar nu știu cum de nu... Că știu că îi place foarte mult, da. Deci vinetele... pastele și... Și fruct? Hai că ai știut! Fruct, clar, mango, nu? Da! Hai mă că te cunoaște bine, super! Deci ești atent la gusturile și dorințele soției tale. Da, și îmi plac și mie. Deci vinetele, pastele și supa de tăiței oricând. Aia o mănânci oricând. După cum spuneai, el nu povestește foarte mult așa, însă de care locație unde a fost soțul tău ai observat că a fost cel mai plăcut, surprins și emoționat? Adică măcar de aia ți-a povestit ceva. Da, el povestește. Doar ceva că într-o zi obișnuită poate nu găsește chiar ce să zică, dar așa... Care locație unde a fost el crezi că l-a impactat cel mai mult și i-a plăcut maxim? Poți să arăt? Da. Africa? Ce ai zis până să scrie? Acum așa a schimbat? Nu? Nu. Hai să ce vedem dacă...
Norvegia. Ah, ok. Deci am scris Norvegia, într-adevăr, Africa mi-a plăcut foarte mult și am povestit foarte mult despre experiențele care le-am avut, dar m-am gândit acum la Norvegia. Și eu am cochetat, deci am ales în mintea mea dintre Norvegia și Africa. Deci știe că e una din asta. Deci, imediat după ce am cunoscut-o pe ea, am plecat cu tatăl meu într-o vară la muncă acolo. Chiar la finalul clasei a 10-a. Da. Era imediat după ce ne-am cunoscut. Mie îmi plăcea de ea și țin minte că eram undeva în nord, acolo nu se făcea noapte, era în vara și noaptea nu era chiar noapte, dar am urcat undeva pe un munte cu încă doi băieți și acolo era, puteai să scrii numele pe, într-o carte și era așa dintr-un, ca un fel de altar sau nu știu cum, și o carte, acolo unde scriai numele. Știu că mi-a scris data, numele și am scris și numele lui Adela acolo. Și țin minte că mi-am promis atunci că vreau să o duc o dată până acolo sus ca să... Da, în Norvegia încă n-am ajuns împreună, dar tot timpul zicem în Norvegia n-am ajuns încă acolo. Da. Ok, vezi că e o promisiune publică acum. Da, vreau, așa deci vreau, Adela știe, vreau când să avem ocazia sau să ni se lege drumurile puțin mai în direcția aia, o să mergem, frumos. Vreau neapărat. Și o ultimă întrebare. Care dintre voi este mai calm? Ionuț, ați scris bine amândoi, bun! Bun, deci clar, ea este puțin mai așa, mai înfiptă când e ceva. Da, când cum, da, Ionuț e mai potolit, așa. Da. Trebuie unul să fie așa. Da, eu nu țin mai ardeleanu. Poate că din cauza că eu am fost moldovan de fată. Poate am fost un pic mai iute. Da, poate. Mie nici nu-mi place să mă... Nu-ți certărez de felul meu. Și îmi place să fiu mai calm. Adică așa mi-e bine acum. Normal că și eu dacă mă mai nervez mai dau un claxon sau... Dar trebuie să mă calci rău pe nerv ca să mă supăr. Bun, hai că n-a fost așa greu, da? Adică ați cam știut majoritatea. Da, chiar frumos. Din și păcate... ce nu am răspuns bine, încă mai avem timp cu ajutorul Domnului să aprofundăm. Da. Exact. Nu este timp, din păcate, pentru că aveam mai multe întrebări pregătite, dar ați vorbit așa frumos că nu v-am putut întrerupe și, din păcate, suntem aproape de finalul emisiunii. Ce bine că e! Ne împlinește și ne aduce foarte multă bucurie, băiețelul. Da, e sufletul familiei. Ce bine că ești în viața mea. Aș vrea să vă întreb acum despre familia voastră, însemnând trei. Ce ne puteți spune despre copilul vostru? Da, avem un băiețel, a rămas la Cluj cu o verișoară de-a noastră, are un an și 4 luni, băiețelul nostru se numește David, e un băiețel foarte cu minte, e și foarte jucăuș și foarte comic. Da, ne foarte drag, pur și simplu ne-au umplut viețile de bucurie. Noi am și fost obișnuiți, noi doi, o perioadă mai lungă de timp, dar a venit în familia noastră la momentul potrivit și efectiv a recuperat, dacă pot să zic așa, tot timpul. Adorăm să stăm cu el. Da. De aia și anul trecut, la 4 luni jumate, cât avea, am plecat cu el în America. Wow. El are vise pe 10 ani, 9 ne-au expirat. Dar a fost o provocare, dar totuși fiind mai micuț, chiar atunci când a fost turneul, ne-a fost oarecum ușor. Avea destul de multe somnuri pe zi și era liniștit. Apoi,
când a început să facă mai multe, ne-am dat seama că ne-ar fi fost mult mai greu cu el, așa. Da, da, da. Dar totuși este cu minte, îl mai luăm cu noi când merge mai mult timp, pe o perioadă mai lungă și ne descurcăm. Așa, e tot mare lucru. Timpul când mergem la biserică, întotdeauna este o soră sau cineva care e drăguță și ne ajută, ajută cât timp cântăm împreună. Da, și mai... nici noi, deci probabil și el s-a obișnuit, nu, stă cu minte, deci stă foarte cu minte, nu ne-a făcut niciodată probleme să zbiere sau să plângă în biserică sau să efectiv să avem stresul ăsta, pentru că îmi dau seama că e greu sau ar fi foarte greu să mergem cu el, să-l mai luăm cu noi și să ne stresăm și de el că nu stă cu minte, dar nu am avut deloc probleme cu asta și asta e chiar foarte bine. Chiar și așa e o presiune destul de mare. Da. Eu o simt totuși foarte mare când suntem nevoiți să mergem cu el. Chiar dacă el e cu minte, totuși nu știu cine o să fie cu el, oare chiar o să fie și azi cu minte. Da. Dar da, am reușit și am trecut. E un băiețel cu minte și așa, nu am crezut niciodată că am să ajung vreodată să iubesc pe cineva în felul ăsta. Eu spun că atunci când Dumnezeu binecuvântează o familie cu copilaș, efectiv, în momentul ăla când se naște copilul, se nasc și niște sentimente pe care nu le poți trăi de doar atunci când îl ai. Mi-au plăcut copiii, am îndrăgit, dar nu am crezut că o să-mi fie vreodată cineva atât de drag să poți să ai sentimentele astea pentru cineva. Ionuț petrece foarte mult timp cu el. Chiar cu adevărat un ajutor pentru mine și când se mai trezește noaptea și așa, chiar de multe ori se trezește Ionuț la el. Bine, el nici nu stă treaz noapte, eventual să mănânce. Dar pentru mine a fost Ionuț un ajutor chiar de la început, chiar și după naștere și așa. Eu am mai tot zis, eu nu m-am confruntat cu o depresie postpartum sau așa, poate și pentru că am avut în Ionuț un sprijin foarte mare. Da, acum și pentru mine, fiind acasă, nu eram legat de un job, să trebuiască dimineața până seara. A fost efectiv o plăcere să, adică eu cred că e natural, e normal, doar că mulți tați nu pot să facă asta din cauza că să cu joburile. Dar pentru mine e o bucurie și o binecuvântare să pot să îl văd, să-l văd că e sănătos. Țin minte când mai eu mai curs nasul sau când îl durea ceva, păi efectiv îți doreai să iei tu durerea lui. Deci, e o binecuvântare pentru noi și cum o zicea, a venit la momentul potrivit. Acum nu cred că mi-aș mai vedea viața. Mă gândesc până acum, bă, ce am putut face, cu ce ne umpleam noi timpul până acum. Ne împlinește și ne aduce foarte multă bucurie, băiețelul. Da, e sufletul familiei acum. Minunat. Cred că este ceva special și mă bucur că Dumnezeu v-a binecuvântat cu această trăire. Vă doresc multă sănătate și putere de a cânta și de a vă face rolul atât de mamă, soție, tată, cât și de slujitor al lui Dumnezeu. Da, pentru noi a fost o plăcere și o bucurie să fim alături de tine. Mulțumim că te-ai gândit să ne inviți la emisiunea aceasta și ne dorim cât mai mulți care aud cuvintele noastre, experiențele noastre, experiența de familie pe care o avem până aici, să fie pentru voi toți o încurajare și Dumnezeu să vă binecuvinteze și succes în tot ce faceți. Mulțumim tare mult! Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea din această seară. Alături de mine au fost Adela și Ionuț Crăciun. Sper că ați învățat din experiența lor, din gândurile pe care le-au spus în această seară. Vă invit să ne urmăriți și duminica viitoare de la ora 19 pentru a afla povestea de dragoste a unei alte familii. Vă doresc o seară frumoasă. La revedere! Ce mult te iubesc.
Ce bine că ești în viața mea. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.